recupere. Da? Cum s-a părut meciul de aseară? Nemerita pentru Craiova? Domnule, eu... Stai, cu atmosferă, cu festi... nu e bun festivismul ăsta, a? Neamitică? Ba, domnule, e bun, domnule, că îi scoți în evidență și pe ei, că și ei suferă, că în momentul când ai fost... cum au avut cârțul, cămătarul, negrilă, roșu, ăia toți, Beldeanu, când nu mai știu, Giolgău, mamă ce fotbaliști au fost ăștia, Dumnezeu, Doamne. Cum să nu-i mai scoți și pe ei la lumină, mă, frate? Unii dintre ei sunt muritori de foame. Da, chiar așa știi? Că unii sunt muritori de foame? Au pensie 2000 de lei. 1500-2000 de lei, da? Da, atâta o pensie. Nu dau un nume, dar știu sigur. Cine are pensia atâta? Nu știu. Ia, interesați-vă, nu știu. Beldeanu ce pensie are? Da? Da. Nu pot să cred că are 1500-2000 de lei, Beldeanu. Și ce fotbalist a fost? 1500 de lei? Cred că 2000 are. 2000 de lei, Beldeanu? Da, da. Da. Dar ce e bătaia asta de joc? Și ce fotbalist a fost? Cum ne amintică? 2000 de lei, Beldeanu? Credeți că negrila are mai mare pensie de 20-25 sau roșu? Ce fotbaliști au fost ăștia? Acum erau de 100 de milioane de euro unul. Și au pensie de muritor de foame. A, se poate, nici așa. Bătaie de joc, hai mă, ce dracu. Da. Dar rău, să faci asemenea festivitate și să pierzi, da. Astea sunt cele mai urâte, da? Dar e frumos, dar Craiova cu 30.000 de oameni, 29.800 au zis 80. Da. Ui, de mine și de mine, îți dai seama. Băi, și-a arătat de sus așa o panoramă. Da, cu drona, filmat de sus. Da, bă, frumos, bravo, și Olguței, bravo, că a făcut stadionul ăsta. Și... Uh-huh.